data de 14 atingea, va avea loc licitația pentru transport, furnizare și distribuție a energiei termice în municipiul Suceava. Când? Pe data de 14.05.2014. La ora 10 se vor deschide ofertele, sperăm să ne ajute Dumnezeu să fie cât mai multe. La ora 9 se pot depune până la ora 9 în aceeași zi ofertele la primăria municipiului Suceava. Garanția de participare 100.000 de lei, valabilitatea ofertei 90 de zile, informații gratuite pe pagina de web a primăriei, la informații privind achizițiile publice, documentația de atribuire, dacă mă rog, solicit la primărie, pe suport de hârtie sau pe suport magnetic, costă 50 de lei, ceea ce înseamnă că tragem la xerox sau pregătim materialul pe CD sau pe dischetă. Documentația de atribuire, deci cuprinde studii de oportunitate, hotărârea de Consiliul Local privind delegarea gestiunii, proiectul contractului de delegare, caietul de sarcini, regulamentul de serviciu public transport distribuție, instrucțiuni pentru ofertanți, sigur că criteriile ce privesc eligibilitatea și criteriile de selecție. Deci, pe data de 14, sperăm, încă o dată spun, să fie cât mai multe oferte, să putem alege un ofertant, așa cum spune legea, să putem cât mai repede să avem un nou operator, pentru că este situația destul de delicată astăzi cu operatorul care este în insolvență și lucrurile sunt destul de greu de gestionat. În altă ordine de idei, sper să avem apă caldă și căldură pe timp de noapte, pentru că așa o cer condițiile meteo, este rece afară. Din cele 20 de miliarde care s-au solicitat într-o primă fază cu cei la bioenergie, municipiul a achitat 17 miliarde, deci am mai dat încă 7 miliarde față de cele 10 și de la populație s-au achitat 3 miliarde. Deci am dat cele 20 de miliarde, sperăm să avem apă caldă și căldură noaptea, perioada sărbătorilor pascale. Sigur că asta nu rezolvă problema de fond. Eu spun toată responsabilitatea, folosind o frază neacademică, populației sucevene, la acolo de la sistemul centralizat, trebuie să intre în sânge, așa cum se spune, să plătească factura la termica pe perioada de iarnă, pe perioada de vară, că este mai mică, că este mai mare, să o plătească cu regularitate. Altfel o să avem două zile de căldură sau apă caldă, trei, nu? Deci este un serviciu care se prestează către populație, iarăși mă întorc și spun că primăria a făcut tot ce este posibil, păstrăm acel preț de 185 de lei la populație, dăm diferența de subvenție la primărie, dar și cei care sunt raportați acest sistem trebuie să plătească și trebuie să înțeleagă acest lucru, că fără a plăti nu vor avea apă caldă sau căldură după casă.